Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru joi 3 iunie. Hai să vedem pentru ziua de joi 3 iunie, zi în care avem parte de aspectul astrologic tensionat de quadratură între Soare și Saturn. Ce energii, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot? Pe partea de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici 4 de săbii. O carte care ne vorbește despre oboseală, despre oboseală cronică, despre nevoia de a lua o pauză și de a avea grijă de nevoile voastre personale. Hai să clarificăm acest 4 de săbii în contextul etalării zilnice de dragoste, la ce se referă aceste 4 săbii și ce mesaje au pentru voi. Lumea, regele de săbii, 4 de săbii clarificat de 4 de săbii. A sosit momentul să faceți o pauză. Dacă de ceva vreme vă tot certați cu partenerul sau partenera voastră, e momentul să vă opriți, să puneți totul în pauză și să lăsați să treacă o zi, două, trei, să se mai calmeze energiile, pentru că nimic bun nu poate să iasă de aici. Lumea este ultima carte din tarot care poate să ducă la un final. Dacă o să continuați pe această traiectorie, să aveți tot aceleași discuții, să aveți tot aceleași conversații, să aveți tot aceleași contradicții, lucrurile nu o să iasă bine. Sfatul este să faceți ca acest rege de săbii și să vă faceți un plan pe termen lung. Dar ca să puteți să faceți acest plan pe termen lung, acum e momentul să vă odihniți, să faceți un pas în spate, să lăsați să treacă o zi, două, trei, până când readuceți în discuție acele teme, acele gânduri, acele idei, acele conversații care au creat atâta tensiune în trecut în relația voastră. Pentru cei singuri, aici lumea vă arată că se va finaliza în curând acest ciclu de singurătate în viața voastră, dar trebuie să aveți răbdare, să vă faceți un plan de acțiune și să așteptați. Trebuie să aveți răbdare aici. Lucrurile o să se schimbe, dar încet, încet și în timp. Toate aceste cărți ne arată că azi nu este momentul să acționați, astăzi este momentul să faceți un pas în spate, să vă faceți un plan pe termen lung și să vă odihniți. Pentru că aici sunteți blocați într-un ciclu toxic, într-o perspectivă limitată și doar făcând un pas în spate, doar detașându-vă de această situație, oricare ar fi ea în viața voastră amoroasă, veți putea să accesați ideile, gândurile, strategiile corecte, optime pentru voi. Hai să mergem mai departe. Pe partea de dragoste avem aici 10-le de bâte. Sunteți foarte aproape de finalul unui tratament sau a unei terapii. Sunteți pe drumul cel bun cu dieta, cu stilul de viață, dar astăzi lucrurile încep să se complice pentru că începeți să vă pierdeți puțin din energie, din voință și de aceea a apărut aici această carte, acest 10 de bâte care vă îndeamnă să nu renunțați pentru că sunteți foarte aproape de final, sunteți foarte aproape de a obține rezultatele pentru care ați muncit deja foarte mult. Nu renunțați pe ultima sută de metri. Hai să clarificăm acest 10 de bâte în contextul de sănătate, ce mesaje suplimentare putem să scoatem de la cărțile de tarot. Avem carul, 5-ul de monede și 10-le de săbii. Da, exact ce v-am spus și până acum. Voi sunteți pe traiectoria corectă.
sunteți în direcția corectă și lucrurile se mișcă. Se mișcă destul de rapid, chiar dacă voi nu vedeți încă la exterior rezultatele acestui efort și felul în care organismul vostru devine mai puternic, mai eficient, mai longeviv, lucrurile aici, în fundal, în interiorul vostru, la nivel celular, ele se îndreaptă, se rezolvă, merg într-o direcție pozitivă. Și aici, cu cinciul de monede, văd că voi nu simțiți încă această direcție pozitivă în care o ia viața voastră din punct de vedere al sănătății, pentru că nu vă uitați în zonele corecte aici ca să vedeți într-adevăr rezultatele efortului depus de voi în corpul vostru. Trebuie niște investigații medicale mai detaliate pe care, da, nu le vedeți cu ochiul liber, dar sunt acolo. Și e foarte important să nu vă lăsați trași în jos de aceste gânduri negative, pentru că aici avem 10 săbi, dar săbile ce reprezintă? Reprezintă gândurile voastre. Aici doar mintea voastră, doar gândirea negativă și limitativă poate să vă facă rău, pentru că realitatea, în esența, este una foarte pozitivă. Vă îndreptați spre sănătate, vă îndreptați spre vindecare. Nu vă lăsați trași în jos de frică, de îndoială, de faptul că acum sunteți aproape de finalul drumului și asta e partea cea mai abruptă din muntele pe care trebuie să-l escaladați ca să ajungeți la starea optimă de sănătate. Aici cărțile de tarot vă încurajează, chiar dacă voi nu vedeți fizic rezultatul, el în spate, în interiorul vostru, în fiecare celulă din corpul vostru, începe să se manifeste și în curând o să puteți să vă și bucurați de această nouă stare de sănătate pe care ați obținut-o. Mai departe, pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici roata norocului. Carte foarte frumoasă, se învârte roata și norocul este de partea voastră. Hai să vedem cum puteți profita de această energie mărinimoasă, jupiteriană, cum puteți să fiți ca acest personaj aici care prinde cu toate mâinile toate oportunitățile și care fuge cu toate picioarele către obținerea tuturor țelurilor sale. Hai să vedem. Avem Marea Preoteasă, Nouăle de Săbi și Nebunul. Dacă vi se oferă aici un nou început, fie că e o ofertă de job la o companie nouă, poate chiar într-o localitate nouă sau într-o țară nouă, poate vi se oferă la actualul loc de muncă niște proiecte noi, niște responsabilități noi, aici orice vine nou este foarte bine aspectat pe partea asta de afaceri, bani și carieră. Voi o să simțiți la nivel intuitiv, dacă vă ascultați într-adevăr intuiția, o să știți care e alegerea corectă. Dar aveți grijă aici să nu vă lăsați cuprinși de dubii și de griji, pentru că acest nou de săbi, acest rău pe care vi-l faceți cu mintea voastră, cu gândurile voastre negative și limitative, este singurul lucru care poate să stea în calea abundenței voastre. Avem aici trei arcane majore foarte frumoase, Roata Norocului, Marea Preoteasă și Nebunul, care vă oferă foarte multă susținere aici pe partea de afaceri, bani și carieră. Singurul impediment este mintea voastră, gândurile voastre, experiențele negative din trecut. Dar aici cărțile mi-arată că nu aveți de ce să vă îngrijorați, pentru că cu Marea Preoteasă ați învățat deja lecția din eșecurile din trecut și cu Nebunul acesta este un nou început, este o nouă energie. N-are rost să cărați după voi energiile negative din trecut, pentru că atunci, da, într-adevăr o să repetați experiența. Dar dacă profitați de acest nou început ca să radeți totul de la zero, să eliminați toate gândurile, toate ideile, toți oamenii negativi și toxici din viața voastră, să o luați de la capăt, poate în alt departament, poate în altă companie, poate în alt oraș, poate în altă țară, depinde pentru fiecare dintre voi ce oferte o să apară aici, lucrurile pot să iasă foarte frumos cu roata norocului. Trebuie doar să aveți încredere în voi și, la fel ca și pe partea de sănătate, la fel ca și în partea de dragoste, să vă eliberați de aceste săbi toxice, de aceste gânduri
toxice care vă țin în spate. Partea pozitivă e că e în mâna voastră să faceți acest lucru. E foarte ușor să vă eliberați de aceste gânduri, trebuie doar să vreți. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar pentru această zi de la aceste cărți Oracle, să vedem ce au de spus cărțile Oracle pentru toată lumea, pentru ziua de joi 3 iunie, un mesaj de încurajare pentru că va fi o zi dificilă cu cuadratura dintre Soare și Saturn. Hai să vedem ce mesaj putem scoate pentru ziua de azi. Sunt conectat cu întreaga viață. Pot contribui fie la distrugerea planetei, fie la vindecarea ei. În fiecare zi aleg să-i trimit planetei energie iubitoare, tămăduitoare. Ceea ce fac cu mintea mea chiar face o diferență. Un mesaj foarte frumos care vă aduce aminte că ceea ce faceți cu mintea voastră chiar face o diferență, atât în dragoste, cât și în sănătate, cât și în partea de afaceri, bani și carieră. Totul începe din mintea voastră, din gândurile voastre. Acestea sunt fundația vieții voastre, atât în trecut, cât și în viitor. Și gândurile sunt cele mai ușor de schimbat. În cazul acesta, fundația e cel mai ușor de modificat și pe urmă toată structura superioară o să se schimbe în consecință. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!